singura biserică din lume unde până și sfinții țin doliu și nu este o simplă figură de stil. În biserica satului din comuna Ipotești, aflată chiar în incinta memorialului, sfinții zugrăviți pe tencuiala interioară poartă aureole de culoare neagră. Nu este vorba de o greșeală, de trecerea timpului sau de o viziune proprie a pictorului. Sfinții sunt înfățișați, cerniți în memoria poetului Mihai Eminescu, un simbol ce deplânge trecerea sa prematură neființă. Biserica a fost construită la mai bine de 5 decenii de la moartea poetului nepereche de către un grup de intelectuali coordonat de Camil Petrescu, dar mai ales de marele istoric Nicolae Iorga. Construcția bisericii a început în 1929 și a fost terminată în 1939. Este singura biserică din lume închinată memoriei unui poet național. Toate bisericile se ridică spre slava lui Dumnezeu, evident. Aceasta a fost ridicată și în memoria poetului. Este singura biserică ridicată în memoria unui poet. Poetul este pictat în mărime naturală în zona ctitorului la intrare în partea dreaptă. Totodată, biserica satului din Ipotești cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril este unica și din punctul de vedere al reprezentării artistice, singurul lăcaș de cult al ortodoxiei unde sfinții au aureole negre. Aura sfinților este pictată în negru, un semn de doliu față de moartea prematură a poetului. Este singura biserică care are astfel de pictură. Da, într-adevăr, este singura biserică din toată ortodoxia unde aura sfinților este pictată în negru. Până la sfințirea acestei biserici a satului, oamenii din Ipotești se rugau într-un alt lăcaș cu o semnificație spirituală deosebită pentru poporul român. Alături de frumoasa biserică ridicată în 1939, se află un mic lăcaș de cult mult mai vechi care a aparținut chiar familiei Eminovici. Aici, poetul în copilărie se ruga alături de frații și de părinții săi. Tot în această bisericuță, cu același hram al Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, se află și cristelnița în care a fost botezat marele poet. În repetate rânduri, această bisericuță alături de lăcașul de cult unicat ridicat în memoria lui Eminescu este o adevărată perlă turistică a Botoșanului. Povestea ei este bine cunoscută de muzeografii memorialului Ipotești. A fost cumpărată cu banii de zestre a mamei Raluca Eminovici. Raluca Eminovici a venit cu o zestre destul de mare în familie, cu 2500 de galbeni, dar cu 250 de galbeni a cumpărat această bisericuță care a urmat să fie lăcașul de rugăciune a familiei. Nu s-au făcut discriminări cu localnicii din sat și a lăsat și pe localnici să vină la slujbele care se țineau în această bisericuță. În spatele celor două lăcașuri de cult ce păstrează memoria poetului se află și locurile în care își petrec somnul de veci părinții și doi dintre frații poetului. Aici, mormintele părinților, căminarul Gheorghe Eminovici și mama Raluca Eminovici. Pe 15 august 1876 a murit, iar la mormântarea mamei, poetul nostru a sădit acestei la căpătuiul mamei. Așa spun cărnicile. Totodată se precizează că biserica satului, acel lăcaș de cult unic în lumea creștină, a fost ridicat în stilul bisericilor ștefaniene cu turlă. De sculpturile fiind realizate în special în zona altarului s-a ocupat un artist danez.